Vă invit, așa cum stăm, să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 2, și vom citi, încep, începând cu versetul 6. 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 6, până la sfârșitul capitolului. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei de desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia. Care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacule acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, timpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Continuăm studiul pe care l-am început acum două duminici. Din Cartea 1 Corinteni, cu un subiect plin de învățătură pentru noi, pentru viețile noastre, și anume înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea duhovnicească. Și, deși pare a fi un subiect nou, el este mai degrabă introdus ca o paranteză la subiectul principal din primele patru capitole din 1 Corinteni. Și subiectul acesta principal al primelor, al primelor patru capitole este subiectul dezbinărilor din Corint. Faptul că între ei existau certuri, existau dezbinări, unul spunea, eu sunt al lui Apollo, altul, eu sunt al lui Pavel. Existau aceste dezbinări între ei și Apostolul Pavel vine și introduce acest subiect al înțelepciunii și ne arată înțelepciunea lumii care aduce dezbinare, care aduce ceartă și în antiteză înțelepciunea lui Dumnezeu, cea care ne îndreaptă privirea spre altceva. Și vedem din citirea acestui text, în primul rând că avem de-a face cu un text plin de antiteze. Cum gândește lumea, care este sistemul de gândire, sistemul de valori, principiile lumii și, în antiteză, gândirea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Care este filozofia lumii, și după ce își coordonează lumea, mersul vieții, și cum ne învață Scriptura, cum ne învață Dumnezeu să trăim. Și mi-am pus întrebarea, și a fost atins acest lucru și în duminica trecută de fratele Mircea: De ce Apostolul Pavel critică atât de dur înțelepciunea lumii? De ce critică atât de dur? Fruntașii viacului acestuia. De ce spune că înțelepciunea lumii zădărnicește lucrurile? Pentru că vedem că suntem într-un moment al istoriei în care oamenii sunt mai bine pregătiți decât au fost vreodată în foarte multe domenii, tehnologia a avansat, lucrurile, toate aceste lucruri au avansat și ne ajută să trăim o viață mai ușoară, mai simplă. Cu toate acestea, Înțelepciunea lumii nu are nicio valoare. Și indiferent cât de mult am avansat noi în înțelepciunea noastră, în filozofia noastră, în gândirile noastre, nu vom putea ajunge la înțelegerea adevărurilor lui Dumnezeu. Nu vom putea primi și înțelege Evanghelia prin eforturile noastre. Și. Apostolul Pavel nu critică faptul că noi suntem bine pregătiți sau ne pregătim bine în domeniile noastre de activitate. Nu critică faptul că încercăm să fim mai buni profesioniști. Și înțelepciunea lui Dumnezeu vom vedea nu ne îndeamnă la mediocritate. Pentru că atunci când ți se strică mașina, vrei să te duci la un mecanic bun, E mai puțin important dacă mecanicul respectiv e creștin sau nu, din punctul acesta de vedere. Însă, ceea ce critică Apostolul Pavel este că înțelepciunea lumii încearcă să ajungă la lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a le ținut ascunse. Încearcă să priceapă adevărurile acestea privind originea noastră, privind. Uh, răspunsul la uh, problema omenirii la păcat, încearcă să găsească soluții la problemele acestea prin înțelepciunea lumii, prin filozofie, prin modul uh, lumesc de gândire. Și textul pe care l-am citit începe cu cuvântul acesta, totuși. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune Chiar dacă în ochii lumii ceea ce predicăm noi, Evanghelia, este o nebunie, totuși, printre cei desăvârșiți, ea este o înțelepciune. Pentru acest termen, cei desăvârșiți, găsim în uh, greacă termenul teleios. Și acest termen este folosit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, în două contexte și poate avea două înțelesuri. Mai întâi înseamnă creștini, cei ce au fost sfințiți prin sângele Domnului Isus Hristos, prin jertfa Domnului Isus Hristos, dar înseamnă și creștini care au ajuns la un anumit nivel de maturitate. Creștini care sunt maturi din punct de vedere spiritual, și Apostolul Pavel spune mai târziu, în capitolul 3, despre acești creștini care sunt maturi spirituali și se hrănesc cu bucate tari. Și sensul de aici, sau mai degrabă ambele sensuri, pot fi privite uh, ca fiind corecte în acest verset. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu o primim în momentul convertirii și primim această descoperire a faptului că Evanghelia este o înțelepciune. Dacă până atunci priveam propovăduirea crucii, predicarea Evangheliei ca o nebunie și mesajul Evangheliei ca o nebunie, în momentul convertirii, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne descoperă că Evanghelia este o înțelepciune. Și în același timp, Celălalt sens al cuvântului ne arată că înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu trebuie să crească în noi. Trebuie să adâncim lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Nu deodată o să, te, o să ne trezim mai înțelepți, așa, fără să se întâmple nimic în viața noastră, ci lucrurile acestea. Sunt un proces în viața creștinului. El trebuie să adâncească tot mai mult adevărurile acestea ale Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască pe deplin în noi și să creștem în înțelepciune. Mă gândeam la exemplul acesta atunci când eram copii și cum înțelegeam Evanghelia. Faptul că Domnul Isus a murit pentru noi ca să nu mai murim noi pe cruce. Ca să nu mai murim pentru vina păcatului nostru. Și cei care am crescut în familii, în mediul acesta evanghelic, probabil am auzit lucrurile acestea și ne-au fost explicate la nivelul nostru de înțelegere. Însă, odată cu creșterea noastră, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual, ajungem la o înțelegere mai adâncă a acestor adevăruri. Înțelegem că pentru această jertfă a fost nevoie de. Dreptatea lui Dumnezeu. A fost nevoie ca dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. A fost nevoie ca sfințenia lui Dumnezeu să fie satisfăcută. De aceea, Domnul Iisus a împlinit lucrul acesta, a împlinit legea prin trăirea lui, prin jertfa lui. Însă, textul ne duce inevitabil la întrebarea: Care este înțelepciunea lui Dumnezeu? cea tainică și ținută ascunsă. La ce se referă apostolul Pavel când spune noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Și încă din uh, versetul 2 a, al acestui capitol, ni se spune, ne spune apostolul Pavel căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe el răstignit. Nu am avut de gând să vă predic altceva, un alt mesaj decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. El este înțelepciunea lui Dumnezeu. El este mesajul Evangheliei. Hristos este centrul mesajului Evangheliei. Nu există Evanghelie fără Isus Hristos. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care El a rânduit-o dinainte spre slava noastră este Isus Hristos și slava lui Dumnezeu că l-am descoperit. Și voi prin El sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, El, Domnul Isus a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Mi se spune tot în primul capitol. De aceea noi predicăm, noi propovăduim această înțelepciune. Această înțelepciune la care și noi suntem părtași prin Duhul Sfânt. Și mesajul principal al acestui pasaj este faptul că prin înțelepciunea lumească, prin înțelepciunea acestei lumi, nu vom putea ajunge niciodată la descoperirea acestui adevăr, la înțelepciunea lui Dumnezeu, la Evanghelie. Și mai mult decât atât, cel care ne descoperă aceste lucruri și cel care ne face în stare să înțelegem aceste lucruri, vom vedea mai târziu, este Duhul Sfânt. Mi se pare foarte interesant faptul că Pavel critică înțelepciunea viacului acestuia și repetă de mai multe ori în primele trei versete pe care le-am citit, versetele 6, 7 și 8, vedem repetat de mai multe ori faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu nu este a viaului acestuia și nici a liderilor acestei lumi, acestui viac în care trăim. Și ceea ce arată lucrul ăsta este faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu Rămâne aceeași și transcede cultura în care trăim. Predicarea noastră nu este influențată de filozofia lumii sau nu ar trebui să fie influențată de filozofia lumii, de cum gândește lumea aceasta, de ce a mai apărut nou în filozofie, în gândirea umană, ci mesajul Evangheliei rămâne același de la început până când Dumnezeu va îngădui această lume. Filozofia lumii se schimbă și vedem că de-a lungul vremurilor, de-a lungul istoriei am văzut tot felul de influențe în filozofie, în uh, modul nostru de trăire, apar idei noi, apar tendințe noi, apar curente noi, însă înțelepciunea lui Dumnezeu transcede aceste lucruri. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu este a acestuia, ci rămâne aceeași. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Și mă gândeam la contextul în care ne aflăm noi acum, cu pandemia aceasta, cu toate lucrurile care s-au schimbat în viața noastră, modul nostru de trăire. Vedem că lumea reacționează altfel la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem că lumea se comportă altfel de când uh, ne confruntăm cu această pandemie. Și indiferent de situația prin care Dumnezeu va îngădui ca lumea aceasta să treacă, indiferent de curentele care vor apărea în noi, indiferent de ideile noi din lumea aceasta, mesajul Evangheliei rămâne același. Și noi, creștinii, trebuie să spunem acest mesaj clar al Evangheliei. Și mesajul Evangheliei este Isus Hristos. Trecând mai departe la versetul 9, de multe ori. Am văzut, sau de cele mai multe ori, din câte mi-amintesc eu, am văzut acest verset uh, spus în contextul cerului sau în predici care vorbeau despre cer. Însă, vedeți, Apostolul Pavel îl așează în alt context și lucrurile acestea pe care ochiul nu le-a văzut, pe care urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, este mesajul Evangheliei este înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă. Și priveam că chiar și acești eroi ai credinței din Vechiul Testament, îi vedem în Evrei, capitolul 11, au cunoscut doar că Dumnezeu le-a făcut cunoscut din acest plan de mântuire. L-au crezut pe Dumnezeu, spune despre Avram că l-a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Deși nu cunoștea toate lucrurile, deși ei nu aveau această revelație a planului de mântuire, a modului în care Dumnezeu a gândit să salveze omenirea prin Domnul Iisus Hristos, totuși ei au crezut pe Dumnezeu și credința aceasta le-a fost socotită ca neprihănire. Acestea sunt lucrurile pe care mintea noastră nu le poate înțelege fără ajutorul lui Dumnezeu. Și versetele astea, începând de la versetul 10 până la versetul 16. Vorbesc și despre autorii Noului Testament și modul în care Dumnezeu a lucrat la ceea ce ne-au lăsat ei scris pe paginile Sfintei Scripturi. Faptul că Dumnezeu le-a revelat aceste cuvinte, faptul că Dumnezeu i-a inspirat să le scrie, faptul că Dumnezeu i-a iluminat să le înțeleagă ca să le poată transmite mai departe. Toate aceste lucruri sunt lucrarea Duhului Sfânt. Și procesul Revelației îl vedem de la versetul 10 până la versetul 12. Faptul că Dumnezeu nouă ni le-a descoperit, spune Apostolul Pavel. Mai întâi autorilor uh, Noului Testament și apoi nouă prin scriptură. Dumnezeu ne-a descoperit aceste lucruri. Și i-a făcut în stare să cunoască, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, ne spune textul. Fără această revelație a lui Dumnezeu, nu puteam descoperi, nu puteam descoperi aceste lucruri, aceste adevăruri. Fără ca El în mod voit să le descopere la momentul potrivit pentru omenire, nu puteam ajunge la această Înțelegerea lucrurilor. Și apoi versetul 13 ne arată procesul inspirației. Cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a inspirat pe cei care ne-au lăsat scrise aceste cuvinte, pe apostoli, pe autorii Noului Testament. I-a inspirat să vorbească și, vedeți, foarte interesant și cumva logic, nu poți să vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu cu cuvintele omenești și cu înțelepciunea omenească. Nu poți să te gândești cum ar suna mai bine să exprim acest lucru fără să existe inspirația lui Dumnezeu. Și ne spune clar, vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și același lucru trebuie să fie valabil și pentru noi. Când spunem mai departe Evanghelia, când predicăm Cuvântul, nu putem face lucrul acesta prin eforturile noastre, prin strădania noastră, prin uh, cuvintele noastre alese, ci dacă Dumnezeu nu este cel care ne vorbește, cel care ne inspiră, cel care ne uh, pune, pe limbă aceste cuvinte. Spune că propovăduirea noastră este zadarnică. Și același lucru spune și și apostolul Pavel în versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Nu cu înțelepciunea vorbirii, nu cu înțelepciunea mea, ca nu cumva crucea Lui Hristos să fie făcută zădarnică. Și vedem că de foarte, de foarte multe ori în creștinismul pe care îl trăim noi, avem această tendință de a aduce lucruri pe lângă, de a înfrumuseța poate lucrurile, de a le face mai dulci pentru contextul în care ne aflăm, de a le face mai ușor de acceptat. Și, din păcate, sunt foarte mulți care diluează mesajul Evangheliei. Și în centrul Evangheliei nu mai ajunge să fie Isus Hristos și El răstignit, ci ajung dorințele noastre, ajung gândurile noastre, însă noi suntem chemați să predicăm Evanghelia curată. Dar pentru a înțelege acest mesaj al Evangheliei și pentru a-l primi în viețile noastre, este nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. Dar omul firesc nu primește, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul firesc nu poate primi lucrurile duhovnicești fără cercetarea Duhului Sfânt. Dacă în prealabil nu a existat iluminarea Duhului Sfânt în viața noastră ca să realizăm aceste adevăruri, să le înțelegem, să le adâncim și si să le acceptăm în viața noastră, să le primim, să înțelegem că Dumnezeu este răspunsul la problema păcatului și si că această problemă a fost rezolvată prin Domnul Isus Hristos. Noi nu vom putea Niciodată să înțelegem acest mesaj prin puterea noastră. Omul firesc nu primește, nu pricepe aceste lucruri, are Duhului lui Dumnezeu, pentru că sunt din sfera Duhului lui Dumnezeu. Vedem de-a lungul istoriei oameni care s-au lăsat folosiți de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Oameni care, deși nu aveau cea mai bună pregătire, deși erau pescari, erau ciobani, erau lucruri care poate nu sunt sau nu necesită o pregătire extraordinară, au fost iluminați de Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit prin ei într-un mod extraordinar. Mai mult decât mulți alții care, din punct de vedere lumesc, ar fi avut toate premizele să fie mai buni în vestirea Evangheliei. Însă Dumnezeu este cel care alege aceste lucruri în suveranitatea sa. El este cel care ne iluminează și care traversează acest, aceste lucruri care pentru mintea noastră sunt necesare. El este cel care s-a folosit de-a lungul istoriei de oameni care s-au lăsat călăuziți de Duhul Său și au vestit Evanghelia cu o putere extraordinară. Kenneth West spunea: Creștinul dirijat de Duh sondează, analizează, examinează atent Biblia și ajunge la o apreciere și înțelegere a conținutului ei. Creștinul dirijat de Duh este, este cel care studiază Scriptura și înțelege aceste adevăruri și își dorește tot mai mult să înțeleagă mai mult din. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Pavel încheie cu o întrebare retorică. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătura? Și această întrebare este inspirată tot din Vechiul Testament. Și apoi aduce o completare: noi însă avem gândul lui Hristos. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu ne este dată ca să ne credem superior, ca să considerăm că avem vreun merit, ci înțelepciunea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne este dată pentru a ajunge în starea aceasta de a avea gândul lui Hristos, de a înțelege lucrurile acestea care există și în gândirea lui Hristos, de a ne alinia viața și trăirea. După gândirea lui Hristos. Noi însă avem gândul lui Hristos și mă rog ca Dumnezeu să ne facă conștienți de responsabilitatea aceasta pe care o avem, de a urmări lucrurile acestea. Atunci când Evanghelia cuprinde viața noastră, modul nostru de trăire. Este transformat, este schimbat pe zi ce trece. Gândirea noastră, principiile noastre trebuie transformate în acord cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și vorbirea noastră despre lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie inspirată de Duhul Sfânt. Așadar, am văzut. Avem un text al antitezelor. Avem un. Text în care ni se spune, pe de-o parte, de înțelepciunea lumii, înțelepciunea veacului acestuia, gândirea lumii în care trăim, și în antiteză, înțelepciunea lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu, care transcede aceste lucruri. Lumea, cu toată înțelepciunea ei, cu toată filozofia ei, cu, toată, cu toate ideile ei, nu a reușit să rezolve problema cea mai mare a omenirii, păcatul. În continuare, avem certuri, între noi, vedem cum aveau cei din Corint, în continuare lumea are războaie tot mai multe, în continuare vedem că oamenii sunt din ce în ce mai răi și din ce în ce mai afectați de păcat. Și filozofia nu poate rezolva această problemă. Însă Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este Cel care ne-a descoperit înțelepciunea Lui și ne-a descoperit că Domnul Iisus Hristos este soluția la problema omenirii. Aș vrea să mergem spre aplicațiile acestui text și mă gândeam la extremele care pot fi, care pot apărea în viața noastră. Pentru că putem ajunge la extrema de a spune că am primit înțelepciunea lui Dumnezeu și pot să trăiesc în mediocritate pentru că Dumnezeu este cel care îmi dă înțelepciune. Nu mai trebuie să depun eu efort să înțeleg mai mult din scriptură, să caut, să adâncesc lucrurile acestea și poate chiar suntem afectați și în modul de gândire al înțelepciunii lumești. Faptul că lucrăm în anumite domenii, faptul că suntem angajați undeva, că suntem pregătiți într-un anumit, într anumit domeniu. Înțelepciunea creștină nu ne învață că trebuie să fim mediocri și că lucrurile acestea trebuie lăsate pentru alții, ci oamenii lui Dumnezeu sunt cei care luminează și sunt o mărturie inclusiv prin modul în care se comportă la locul de muncă, prin faptul că sunt buni profesioniști, prin faptul că sunt bine pregătiți în domeniul lor de activitate. Suntem chemați, suntem așezați în lume și în continuare chemați să fim o lumină și din punctul acesta de vedere. Așadar să nu ajungem în extrema aceasta anti-intelectualismului, dacă vreți. Să condamnăm pe cei care se pregătesc bine în domeniile lor de activitate și sunt buni profesioniști. Însă în același timp, extrema cealaltă, am putea spune că este elitismul. Să ajungem să ne considerăm buni în ceea ce suntem, prin eforturile noastre, prin gândirea noastră, prin modul în care putem noi să înțelegem anumite lucruri, și elitismul acesta poate să cuprinde inclusiv predicarea Evangheliei și inclusiv lucrurile acestea în care ar trebui să căutăm înțelepciunea duhovnicească. Să nu credem că prin înțelepciunea noastră, prin modul nostru de a înțelege aceste lucruri, putem să fim mai buni în a spune altora mesajul Evangheliei, să nu credem că noi, prin eforturile noastre, ajungem la o înțelegere mai adâncă a tainelor lui Dumnezeu, ci este doar Harul Său că El ni le descoperă și El ni le pune la dispoziție și ne face în stare să înțelegem aceste lucruri. Așadar, să fim atenți la aceste extreme, la anti și la elitism. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca acest cuvânt să producă schimbare în viețile noastre. În trăirea noastră de zi cu zi, în mijlocul oamenilor, să arătăm înțelepciunea care vine de sus. Să arătăm că suntem înțelepți atunci când evităm conflictele de dragul lui Hristos. Să suferim mai bine de dragul lui Hristos și să arătăm că El este cel care ne-a dat înțelepciune. Ca între noi să nu există dezbinări. Cu atât mai mult între noi, în biserică, pentru că, din păcate, și noi suntem afectați de lucrurile acestea. Suntem chemați, frați și surori, să fim o mărturie și lumea privește la creștinism, la creștini, la modul în care relaționăm noi unii cu alții, la modul în care trăim viața aceasta. De aceea, Mă rog ca Domnul să ne cerceteze inimile, dincolo de înțelegerea noastră la nivel de minte, să ne cerceteze inimile și lucrul acesta să facă parte din trăirea noastră și tot mai mult să căutăm înțelepciunea care vine de sus. Amin.